Luni, în data de 22 iulie, a avut loc deschiderea oficială a celei de-a 30-a ediții de la primul festival internațional studențesc din Europa de Est. Evenimentul a început cu o conferință de presă la Universitatea Politehnică Timișoara, unde rectorul Florin Drăgan a rememorat prima ediție din 1994 și a felicitat voluntarii pentru organizare. În cadrul conferinței, Alexandra Dobre de la Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de șanse a lăudat colaborarea dintre UPT și alte instituții. La festivitate au participat și alte personalități, precum Lucian Rotar, Dominic Fritz și Adrian Tal. Festivalul internațional include ateliere, activități și evenimente culturale.